Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, așa cum v-am promis, continuăm astăzi discuția cu un alt preasfinția sa, Aurel Percă. Excelența voastră, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de mine și de cei care ne urmăresc pe Angelus TV și RCIS FM pentru încă o ediție a interviului săptămânii. Cu multă plăcere, pentru că îmi place să fiu în legătură cu toți cei care ne privesc și ne ascultă. Raportându-mă la discuția pe care am avut-o în prima parte și la ceea ce îmi propun și mi-aș dori să reușim să abordăm în a doua parte, îmi zboară gândul la deviza excelenței voastre, deviza episcopală și mai apoi arhiepiscopală, rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire. Ați ales această deviză în 1999, când ați fost consacrat episcop auxiliar al diecezei de Iași. Și iată, ați ales din nou, în momentul în care ați fost desemnat drept arhiepiscop, să păstrați această deviză. Știu că aveați posibilitatea să o schimbați, dar ați ales să o mențineți tot pe aceasta. Care a fost motivul pentru care ați ales așa? Sigur că este un citat din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni, capitolul 3, versetul 17. Și la vremea când am ales acest motoul pentru misiunea mea de episcop auxiliar, am considerat că iubirea despre care Sfântul Paul vorbește atât de mult este esențială pentru un preot, pentru un episcop. Iar când a ajuns momentul schimbării misiunii mele și am venit la București, nu am putut să schimb pentru că mergeam pe aceeași, am dorit să merg pe aceeași linie, să fiu înrădăcinat și întemeiat în iubire. Și continui practic sub această deviză toată slujirea mea arhiepiscopală. Este frumos atunci când există continuitate. Puteam să fac o altă alegere și mă gândeam atunci că trebuie să schimb și stilul de viață, stilul pastoral, dar era imposibil pentru mine. Practic, schimbarea din Moldova în București, într-o altă comunitate, într-o poate alt fel de abordare, într-o altă tipologie de oameni, pentru că așa cum chiar excelența voastră ați spus, la Bacău, într-un orășel atât de mic, erau totuși tipologii diferite de oameni. Îmi închipui acum, din Moldova venit la București și tipologia oamenilor s-a schimbat. Ce ați găsit diferit aici, în alt preasfințite? Diferențe mari nu sunt. Noi suntem foarte apropiați cei din Moldova și din sudul țării. Pentru că, mergând prin parohii, de cele mai multe ori oamenii spun și noi suntem din Moldova. Și părinții noștri au fost provin din Moldova. Și am observat, într-adevăr, că nu sunt schimbări prea mari din mentalitate sau culturale, deși diversitatea este foarte mare, pentru că și teritoriul este foarte extins. Dar m-am bucurat că mă pot raporta la oameni și, practic, acești oameni au aceeași rădăcină. Vorbim românește, simțim românește, suntem catolici. Domnul spune că provin din diferite comunități din Moldova. Ceea ce m-a făcut, într-adevăr, să nu simt diferențe și să fie o continuitate. Știu că imediat ce ați primit numirea și în 2019 v-ați propus și v-ați dorit să faceți vizite pastorale în arhidieceză pentru a cunoaște comunitățile, pentru a le fi aproape, pentru a lua pulsul până la urmă, pentru a vedea exact la ce urmează să vă înhămați și ceea ce aveți de făcut, dar pandemia v-a oprit. Cum au fost acele timpuri pentru excelența voastră să preluați această funcție, dar în același timp să fiți oarecum limitat de aceste restricții, de timpurile pe care le-am trăit în 2019? Da, planul meu era că imediat după instalarea mea aici la București să încep aceste vizite, pentru că în afară de orașele mai mari nu am fost în celelalte zone. Dar, într-adevăr, pandemia m-a împiedicat și au fost 2-3 luni în care cu toții am avut această suferință că a trebuit să stăm închiși în casele noastre. Dar a fost și un alt avantaj pentru mine, că dacă n-am mers eu în mijlocul credincioșilor, s-au apropiat credincioșii de mine prin intermediul mijloacelor de comunicație. Pentru că celebram liturghia, chiar dacă era cu catedrala goală, dar era o transmisie prin internet sau prin televiziune. Și ulterior, când am mers prin parohii, lumea era foarte mulțumită că m-au cunoscut mult mai bine prin mijloacele de comunicație decât într-o vizită sporadică. Deci a fost și această perioadă, până la urmă, spre binele începutului meu pastoral.
Credeți totuși că acea perioadă de pandemie, de restricții, a adus schimbări în viața noastră, în modul în care poate ne raportăm la biserică, la credință și la manifestările specifice unui credincios? Sigur că s-a notat acest lucru imediat după ce s-au ridicat restricțiile. Am observat scăderea numărului de credincioși la Sfintele Liturghii și acest lucru nu numai în unele parohii, dar un fenomen general. Pentru că mulți s-au obișnuit cu mijloacele de comunicație care transmiteau fie internet, fie televiziune. Pentru unii, într-adevăr, această modalitate rămâne de foarte mare ajutor, dar unii au găsit o comoditate în a rămâne în casă și de a urmări o liturghie sau o celebrare. A schimbat acest lucru și cred că mai persistă lucru semnalat și de preoți, dar și de mine personal, în comparație cu perioada când lumea se putea manifesta în totală libertate. Și ce le putem spune acelor oameni care au rămas cu această percepție că nu mai e nevoie să se deplaseze și să vină efectiv la biserică, ci pot bifa, să spunem cu ghilimelele de rigoare, această obligație, la fel în ghilimele, rămânând în fața ecranului, mai mic sau mai mare? Da, cum spuneam, în afara celor care sunt bolnavi sau persoane care se pot deplasa cu greutate la biserică, problema este că trebuie să fie prezența fizică. De a ne aduna împreună ca biserică. Celebrarea are loc în mod cu prezența fizică, nu prin imagini sau chiar dacă aceste imagini sunt la îndemâna fiecăruia, dar prezența este tocmai acest contact direct cu ceea ce se petrece în spațiul bisericii, jertfa liturghiei. Nu este o transmisiune sau nu este un film, ci este o trăire reală a ceea ce se petrece în acel moment când se vestește cuvântul, când are loc jertfa euharistică și această prezență este absolut necesară. De aceea eu îndemn pe toți și am îndemnat, făcând această referință, că nu ne hrănim și nu ne mulțumim doar privind ceva la televizor, dar trebuie să mergem și să punem mâna și să venim în contact fizic cu lucrul respectiv. Și apoi, venind către biserică, putem participa deseori la celebrări cu adevărat importante, cu adevărat speciale, la fel cum a fost una de altfel în august, pe 8 august 2020, când, iată, în catedrală, aici, la Sfântul Iosif, ați primit paliumul din mâinile Monseniorului Miguel Mauri Bândia, nunțiu apostolic în România. O altă celebrare extrem de importantă în parcursul și devenirea excelenței voastre. Ce vă amintiți din acea zi preasfințită și aș vrea să vă rog și să explicați pentru cei care ne urmăresc ce semnifică de fapt acest palium specific arhiepiscopilor. Da, începem un pic a explica pentru a înțelege atunci care a fost și importanța celebrării. În mod obișnuit, arhiepiscopul care își are sediul în capitala unei țări sau a unei provincii istorice de mare importanță devine arhiepiscop mitropolit. În calitate de arhiepiscop mitropolit are dreptul să primească palium din partea Sfântului Părinte Papa. Acest palium se acordă așadar arhiepiscopilor mitropoliți ca un semn distinctiv și care indică, sigur, acum actualmente nu mai există o subordonare a altor dieceze, dar indică faptul că sub privirea arhiepiscopului mitropolit se află și alte dieceze. În cazul Bucureștiului sunt 4 dieceze care sunt sufragane, așa zise, sufragane, dieceza de Iași, dieceza de Timișoara, dieceza de Oradea Romano-Catolică și de Satu Mare. Sigur că este o jurisdicție mai mult simbolică, dar semnul acestei prerogative este acel palium. Credincioșii care urmăresc la televiziune văd nu port o cruce, normală ca un episcop, ci este o fâșie dintr-un material special confecționat, unde sunt marcate câteva cruci negre și sunt 3 agrafe, care simbolizează, de fapt, 3 cuie. Acesta este semnul arhiepiscopului și la orice celebrare,
în catedrală sau la orice celebrare solemne, arhiepiscopul mitropolit poartă acest palium. De fapt, este o îmbrăcăminte specială, prescurtată sau mai restrânsă, pentru că peste ornatele obișnuite eu pun acest palium. Palium este confecționat din lâna ameilor, care sunt binecuvântați de Papa în ziua de 21 ianuarie, ziua Sfintei Agneza. Apoi sunt niște surori de clauzură în Roma care prelucrează lâna și fac țesătura aceasta. Iar la 29 iunie, Sfântul Părinte Papa binecuvântează aceste paliumuri la mormântul Sfântului Petru. Până nu de mult, toți arhiepiscopii mitropoliți mergeau la Roma și primeau direct din mâna Sfântului Părinte palium. De câțiva ani, Sfântul Părinte a spus că este bine ca arhiepiscopii mitropoliți să primească acest palium în biserica catedrală proprie. Și așa s-a făcut că pentru mine, la 8 august 2020, s-a impus acest palium din partea nunțiului apostolic, Monsignorul Miguel Maurit Buendia, care în numele Papei, sigur, a făcut această celebrare. A fost, sigur, iarăși un moment important pentru viața bisericii din România și Arhidiecezii de București, indicând o continuitate, pentru că și predecesorul meu, în altă simțitul Robo, a purtat palium și în predecesorul înaltpreasfințitului, Alexandru Teodor Cisar, care a fost arhiepiscop timp de 25 de ani la București, a avut, așa a fost primul mitropolit care a primit palium din partea Sfântului Părinte Papa. Așadar, o succesiune și o continuitate în această privință. Mă gândesc că această ceremonie a marcat cumva locul numit acasă pentru excelența voastră, pentru că iată, prin toate locurile prin care viața v-a purtat în îndeplinirea misiunilor pe care le-ați avut, locul în care v-ați desfășurat activitatea s-a numit acasă. Puteți spune că atunci a fost momentul în care împreună cu membrii familiei excelenței voastre, comunitatea din București, dar și mare parte din prietenii, colaboratorii, profesorii, preoții din Iași, din dieceză, v-au fost alături la această importantă celebrare. Sunt sigură că totuși v-au lipsit anumite persoane în acea zi, la fel cum v-a lipsit poate mama în momentul în care ați fost consacrat episcop, pentru că știm bine, dânsa a decedat cu 3 ani după sfințirea excelenței voastre ca preot și tatăl cu 2 ani înainte de a fi numit episcop. Știu clar că v-ați fi dorit ca părinții excelenței voastre să fie și în București alături de cei care s-au bucurat pentru această devenire a dumneavoastră, dar au mai fost și alte persoane care v-ar fi plăcut să vă fie alături pe 8 august 2020 în catedrală? Cu siguranță că fiecare preot, apoi ca episcop, dorește în primul loc să-și vadă părinții la aceste momente importante, pentru că datorăm foarte mult părinților și ce este mai frumos decât să participe la o asemenea celebrare ca un premiu pentru oferirea unui copil lui Dumnezeu, dar și pentru jertfele făcute, pentru că perioada de formare, sigur că a preocupat foarte mult părinții. Sigur că m-am gândit tot timpul că de undeva din cer m-au privit și au fost alături. Mama, tata, mai ales la consacrarea episcopală și apoi la acest moment al impunerii paliumului. Au fost totuși prezența sora mea cu toți cei 3 copii, dintre care unul este preot. Foarte multe rude, prieteni din Moldova, din diferite parohii și m-am bucurat că au fost și colegii mei preoți, colegii de serie, dar și mulți alți preoți cu care eu am colaborat foarte bine și au ținut să fie prezenți. Sigur că este o bucurie când nu este o bucurie personală, este bucuria bisericii trăită împreună cu toți ceilalți. Și bucuria este nu atât ca ceva care este de moment, ci o bucurie pentru biserică. Biserica este, mai departe, în centrul credincioșilor, cu un păstor, cu acele prerogative care sunt conferite, de exemplu, unui arhiepiscop mitropolit și cu aceasta, spunem, și în fața autorităților s-a schimbat un pic raportul, pentru că pot să spun că toți privesc
la arhiepiscopul de București, ca la șeful bisericii în România, ceea ce nu este adevărat. Sunt arhiepiscop aici, dar toți consideră că arhiepiscopul mitropolit ar fi șeful catolicilor din Moldova. Este conferința episcopală care gestionează toate acestea. Dar consider că este un plus adus și acestui raport cu autoritățile, pentru că, iată, iau în considerație păstorul bisericii și sunt aproape un purtător de cuvânt al problemelor bisericii în fața autorităților. Cât de importantă credeți că este relația pe care o mențineți, relația pe care o consolidați cu atât cu autoritățile statului, pentru că ne raportăm la România, dar și relațiile cu Vaticanul, pentru că în mod evident sunteți și vocea care vorbește cu Vaticanul și care aduce în România deseori vești legate de catolicii români. Sigur că este această raportare la Vatican, la Sfântul Părinte Papa, la Curia Romană, pentru că sunt diferite dicastere cu care noi colaborăm sau care presupun anumite schimburi de corespondență sau de informație. Toate se fac însă prin nunțiul apostolic, pentru că prin nunțiatura apostolică de obicei se realizează toate aceste comunicări oficiale. Sunt și cele neoficiale, o vizită personală la Roma sau o întâlnire cu Sfântul Părinte Papa sau o problemă legată de o congregație unde vreau anumite clarificări. Dar spun, este totdeauna această realizare a contactului prin nunțiatura apostolică. Bineînțeles că de multe ori tot ceea ce este de transmis la Vatican trebuie întâi centralizat, de aceea de multe ori toate diecezele trebuie să trimită sesizările sau propunerile respective, nu la mine, ci la conferința episcopală. Iar eu lucrez foarte mult cu conferința episcopală, pentru că secretariatul conferinței episcopale este chiar aici la București și atunci, până ajungem la cel care este președintele de drept, actualmente este arhiepiscopul major de Alba Iulia Făgăraș, cardinalul Lucian Mureșan, problemele se rezolvă aici, pentru că eu sunt de fapt și vicepreședintele conferinței episcopilor. Ați zis de întâlnirile cu Sfântul Părinte și, în mod clar, sunt o componentă extrem de importantă din misiunea excelenței voastre ca arhiepiscop. Care a fost ultima întâlnire cu Sfântul Părinte pe care ați avut-o și pe ce temă, dacă se poate spune evident? Nu a fost o vizită programată sau cu anumite teme, dar a fost în data de 9 decembrie anul trecut, 2022, când am însoțit un grup, mic grup din România care colaborează cu mișcarea lucrătorilor sau muncitorilor italieni care au fost primiți în audiență de Sfântul Părinte Papa. Bineînțeles că era un grup mic și eram doar 5 episcopi. Primul care l-am salutat și i-am amintit de România a fost eu. Sigur că imediat Papa s-a înseninat și s-a uitat. Am avut și alte ori ocazia să mă amintesc de faptul că a pășit în România și la Iași, dar de data aceasta din nou am spus, sunt de la Iași, știți unde ați fost, la București, ați fost la Iași și s-a uitat și ce mai este la voi? Și am spus că e bine, sigur că nu puteam să vorbesc prea mult. Sunt întâlnirile acestea, spunem așa, nu protocolare, pentru că sunt ocazionate de o audiență, dar atunci când este nevoie de o audiență specială pe anumite tematică, sigur că se programează din timp acest lucru. Până în prezent n-am avut această posibilitate. Singura vizită, spunem așa, mai protocolară și oficială a fost pe când eram episcop auxiliar și am fost în vizită ad limina în noiembrie 2018 și atunci sigur că am stat mai mult de vorbă cu Sfântul Părinte Papa, în care a voit să cunoască realitatea bisericii locale de Iași. În mod cert, acestea sunt poate aspectele pe care noi le-am punctat pe parcursul discuției pe care am avut-o, momentele frumoase, momentele înălțătoare, momentele care au încununat toată munca pe care ați depus-o. Totuși, întorcându-mă la Săbăuani și la chipul mamei excelenței voastre, știu că v-a zis în copilărie atunci când i-ați spus eu vreau să devin preot și v-a avertizat că va fi greu.
înalt preasfinția voastră, a fost greu, așa cum mama a spus? Da, mi-am amintesc de avertismentele acestea, că este greu, foarte greu, și cred că părinții sunt mai mult preocupați ca nu cumva, pornind pe acest drum, după aceea să fim lași, adică să fugim în fața greutăților. De aceea consider că nu a fost atât de greu. Sigur, greutățile inerente care trebuie să depășite, dar nu în sensul unei imposibilități de a trece peste momente care intervin la diferite momente. Odată cu trecerea anilor, sigur că apar multe probleme. Dar cred că mi-a rămas așa foarte bine în minte acel avertisment. Nu știu dacă o să faci față, nu te aventura într-un drum, pentru că vezi cu tare, și mai ales era perioada când biserica era persecutată. Părinții mei aveau încă acea viziune asupra momentului când preoții erau în închisoare. Și știu că și acest lucru a fost, s-ar putea să te pună în închisoare, că vei fi preot. Ei, am spus, nu, eu vreau să fiu preot. Nu v-ați temut niciodată că e posibil ca părinții să aibă dreptate și, într-adevăr, asta să urmeze? Nu, pentru că de vreme ce se sedimentează acest gând și apoi se consolidează că vreau să fiu preot și iau în serios pregătirea, orice altă formă de piedică aproape că nu mai are rost. Știu că în copilărie la Săbăoană obișnuiați să vă jucați și să imitați un preot. Știm bine, mulți copii fac lucrul acesta. În mod clar, în momentul în care făceați acest joc nevinovat, nu ați realizat ce înseamnă de fapt să fii preot și ce presupune într-adevăr această misiune. Dar întorcându-ne la copilul Aurel de la Săbăoani, ce vă amintiți despre el în Preasfinția voastră? Cum era acel băiețel crescut într-o familie modestă, dar într-o comunitate catolică puternică? Sigur că am auzit și de la alții, dar la vremea copilăriei și chiar adolescenței încă nu sunt clare trăsăturile a ceea ce este preotul. Este mai mult fascinația externă a preotului care te atrage și toți, majoritatea, spun, vreau să fiu preot cum este părintele cutare sau cum a fost părintele paroc sau cum a fost părintele vicar. Ați spus lucrul acesta? Sigur. Și ați vrut să fiți ca cine? L-am avut mai întâi de toate un părinte vicar, din păcate Dumnezeu l-a chemat anii trecuți, părintele Anton Dancă, când știu că era ministrant și a venit vicar tânăr la Săbăoani și lua ministranții, nu erau posibile diferite excursii, dar mergeam în filială și îl însoțeam totdeauna cu bucurie, mergând în filială. Apoi în fiecare seară când mergeam în jurul bisericii, jucam fotbal. Și îl admiram că juca în reverendă. Nu eram, sigur, îmbrăcați în mod normal, dar după aceea ne chema la o bomboană. Și sigur că s-a creat așa o prietenie și acest lucru a contribuit, pot să spun, foarte mult pentru întărirea vocației. Și așa cum spuneați, deci dincolo de imaginea preotului precum cel care vreți să fiți, ce-a mai contat în această decizie pe care ați luat-o de a urma seminarul? Sigur că pe parcurs au început lecturile, așa, puținele cărți care erau la dispoziție. Ulterior au venit și alți părinți vicari la Săbăoani, cu care, fiind tineri, sigur că erau foarte apropiați de ministranți, de tineri, și aflam cât mai multe din tainele seminarului. Sigur că încă nu cunoșteam seminarul, nu știam exact ce înseamnă disciplina seminarială, dar parcă tot creștea tot mai mult această dorință de a merge cu orice preț și de a înfrunta orice greutate. Și cred că acest lucru a fost determinant pentru mine, că nu m-am speriat nicio clipă de greutățile care se profilau înaintea mea. Știu că ați terminat studiile liceale în Săbăoani. Nu știu ce profil ați urmat. Era, bănuiesc, în acea perioadă în care după 2 ani se alegea zona de uman sau de real. Așa a fost și în... Exact. În vremea în care am mers la seminar, nu se primeau la seminar decât din 4 în 4 ani.
Și atunci, eu când am terminat clasa 8, din păcate, nu a fost anul în care să fie primită o serie de noi seminariști. Dar era acest gând. Deci sigur, când ați terminat clasa 8, știați că asta vreți să faceți. Asta voiam să fac și atunci m-am gândit mai bine să fac liceul și orice ar fi, părăsesc liceul în momentul în care este posibilă primirea unei serii la seminar. Nu știam, va fi peste un an de zile, tot întrebam de acum dacă se primește la seminar anul respectiv. Și iată că a trecut perioada liceului, când într-o vară, așa pe neașteptate, a venit vestea că sunt examene pentru seminar. Practic a trebuit să dau înapoi un pic istoria și să încep tot de cu clasa nouă la seminar. Deci a fost și o renunțare la care nu regret niciodată, pentru că am făcut, de fapt am repetat încă o dată liceul la seminar, pentru că așa era prescris și mai ales era de acum un învățământ privat, care nu mai era recunoscut de stat. Știu că ați făcut totuși și școala de cantori, în acea vreme era din nou o formă de studiu la care apelau foarte mulți tineri care își doreau drumul preoției. Așa era denumirea, deci nomenclatorul studiilor pentru admis de stat era figura școala de cantori. Nu era propriu zis un liceu, deși era de fapt un liceu adevărat cu disciplinele unui liceu. Deci practic clasa 9-a până într-a 12 au presupus această școală de cantări. Da, sigur că era și o pregătire muzicală mai intensă și acest lucru, școala de cantări, s-a împrumutat de la Alba Iulia. Seminarul din Alba Iulia avea, de fapt, o școală de cantori, de unde se recrutau viitorii studenți teologi. Dar după schimbările din 89 am revenit la titlul de liceu seminarial. În perioada în care erați student la Institut Tânăr Seminarist, îmi închipui că ați avut profesori, preoți, pe care îi priveați cu admirație. Profesori cărora peste ani ați ajuns să le luați locul, chiar să fiți și rectorul acelui institut. Cine erau profesorii pe care i-ați admirat cel mai mult și pe care i-ați simțit cel mai aproape de devenirea excelenței voastre? Da, la vremea respectivă, profesorii, de fapt, erau preoți cu studiile de la Iași, încă nu aveam perspectiva prezenței unui preot care să aibă o specializare la Roma sau să aibă titlul de profesor. Un preot care, sigur, a excelat în seminar prin știința teologică, era ales de episcop sau de superiorul diecezii pentru a preda o anumită disciplină. Și au fost foarte mulți preoți. Pentru mine, sigur, toți au fost importanți, dar mi-a rămas prezentă figura carismatică a părintelui Ioan Ciuraru. Era un preot foarte devotat și care a sădit așa în sufletele tuturor o dragoste deosebită, atât pentru știința teologică, dar și pentru vremea respectivă mass media. El a început, de fapt, cu primele tipărituri în seminar, depășind spațiul, spunem, al cărților pentru cursuri, tipărind cărți, broșuri, și pasiunea lui era atât de mare încât făcea adevărate sacrificii pentru a ști că o mică broșură ajunge în mâna credincioșilor. Era foarte periculos, dar era foarte curajos și a continuat acest lucru. De la Iași a fost transferat în Arhidieceza de București, înființând chiar tipografia de la Buzău, unde s-au tipărit foarte multe cărți, și înainte de 89 și după 89. În Alt Preasfinția voastră, cred că v-ați născut într-o zi oarecum predestinată, și anume 15 august, și știu că sunteți extrem de apropiat și de un mare apărător și un om care promovează foarte mult apropierea de Maica Domnului. Cât de mult ați simțit în devenirea excelenței voastre apropierea de Sfânta Fecioară? Cu trecerea timpului am realizat că, sigur, fără niciun merit din partea mea, că sunt ocrotit în mod deosebit de Maica Domnului. Și am realizat, pentru că, raportându-mă la ziua de naștere, am văzut că prea multe lucruri frumoase s-au întâmplat în viața mea atunci când m-am rugat la Preacurată Fecioară Maria sau m-am raportat la o sărbătoare. Și a continuat, aș spune, acest lucru încet, încet, și prin faptul că am fost consacrat episcop auxiliar la 8 decembrie, ziua Maicii Domnului,
am primit vestea oficială a numirii ca arhiepiscop. La 21 noiembrie, prezentarea Preacuratei Fecioarei Maria în templu, dar și multe alte sărbători pe care le-am avut pe plan personal sau comunitar, pe care le-am trăit așa cu intensitate, bucurându-mă într-un fel de ocrotirea deosebită a Maicii Domnului. În mod clar ați declarat că ați și acceptat planul care vi s-a arătat, care vi s-a prezentat de către Domnul, urmând modelul Sfintei Fecioare, care la fel i-a acceptat planul. Cum facem și noi în Altpreasfinția voastră, astfel încât în viața noastră de laici să acceptăm planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, fără a ne răzvrăti, fără a ne înverșuna și efectiv reușind să ducem și poate momentele mai puțin ușoare care ni se dau? Este necesar, sigur, să citim voința Domnului, pentru că dincolo de aparențe și dincolo de, spunem, ceea ce putem vedea și constata ca oameni, în spate totdeauna există voința lui Dumnezeu. Și totdeauna înainte deciziilor deosebite, bine să ne gândim. Dumnezeu poate vrea acest lucru. Și atunci rugăciunea instinctiv cuprinde și această cerere de a citi, dacă trebuie să fac așa sau altfel. De multe ori poate neglijăm acest glas interior și atunci facem alegeri proprii, ceea ce regretăm uneori, pentru că facem nu voința Domnului, ci voința noastră. Dar în această citire a voinței lui Dumnezeu e nevoie și de ajutorul sfinților. Și eu am considerat totdeauna că o evlavie către unii sfinți, dar eu în mod deosebit mă raportez la Sfânta Fecioară Maria, este absolut necesară. Și încet, încet, momentele poate mai neliniștite sau chiar de părăsire, simți parcă într-adevăr că totuși o mână se întinde asupra ta. Este ceva firesc pentru unul care crede, care se roagă, care încearcă totdeauna să se raporteze la voința lui Dumnezeu. Și așa trebuie să procedeze nu numai preotul, episcopul, dar și orice credincios. Urmând de asemenea exemplul excelenței voastre, un mare iubitor de muzică, nu e așa, un fin ascultător, aș putea spune, un colecționar de CD-uri, nu știu dacă greșesc, știu că vă place zona aceasta a muzicii, de asemenea știu că vă place să jucați cu prietenii, cu colaboratorii, cu colegii, o tablă pentru relaxare și destindere. La fel, poate ar trebui și noi să învățăm din acest exemplu, să facem ceea ce ne place, dar păstrând modelul Maicii Domnului și exemplul pe care ni l-a dat. De multe ori nu reușim acest lucru și ne întoarcem spășiți, așa cum se zice, în purtea sau în fața bisericii și a preoților, căutând înțelegere și îndurare de multe ori. Cum facem, preasfințite, totuși, când simțim că toate corăbiile se scufundă și nu se vede absolut niciun salvator sau nicio lumină? Dacă ne oprim la imaginea corăbii care se scufundă, ne amintim de apostoli care, Doamne, nu-ți pasă că pierim, când erau pe mare și se părea că nava în care se aflau se scufunda, fiind de față Iisus, și Iisus le-a reproșat. De ce vă temeți, voi care aveți puțină credință? Curaj, eu sunt cu voi. Sigur că aparent sunt eșecuri, sunt greutăți, uneori chiar foarte mari, și îmi dau seama că de multe ori situațiile vieții creează uneori dificultăți parcă de netrecut. Nava parcă într-adevăr se scufundă, dar eu cred că totuși încrederea și simțirea prezenței Mântuitorului trebuie să ne încurajeze. Evident că nu putem citi sau vedea acest lucru prin prisma evenimentelor imediate, dar dacă lăsăm să decanteze și să mai treacă un pic de timp, vedem că, de fapt, am fost ajutați. Și îmi amintesc de o povestioară care spune că la un moment dat cineva mergea pe zăpadă sau pe nisip și vedea doi pași, la un moment dat doar era un pas și respectivul întreabă: dar Doamne, unde erai când eu am ajuns în greutate? Și când mergeam pe aceeași urmă pe care puneai tu pasul, unde puneam și eu.
Și eu cred că așa un pic citim și realitatea intervenției lui Dumnezeu în viața noastră, ajutorului divin, când se pare că dispare din stânga în dreapta ajutorul, totuși înaintea noastră sau pe aceeași direcție merge Dumnezeu. De asemenea, așa cum noi laici întâmpinăm de multe ori o lipsă de speranță, o lipsă de viziune în viața noastră, sunt convinsă că și preoții și persoanele consacrate au momente de dificultate. V-aș ruga să le adresați și acestora un mesaj de încurajare, un mesaj prin care să le transmiteți ce e de făcut atunci când poate viața nu pare așa cum și-au dorit-o. Fiecare cred că are un grad de formare spirituală, mă refer sigur la cei care sunt credincioși și vin frecvent în biserică și au acest suport al sacramentelor, spovezii, Sfintei Împărtășanii, rugăciunea rozarului sau alte devoțiuni și totuși simt uneori poate această greutate. Sunt și din cei care sunt, poate, atunci când nu mai pot, atunci descoperă că există un Dumnezeu sau un Sfânt la care să se roage. Sigur că atunci când ești în necaz, îți amintești mai ușor de Dumnezeu. Dar și pentru această categorie de persoane, pentru că, cel puțin în momentele grele, ne amintim că deasupra noastră este cineva. Dar, raportându-mă în general la modul în care noi ne raportăm la diferite momente la Dumnezeu, sigur că nu este cel al interesului imediat. E nevoie de o trăire constantă a credinței, pentru că nu numai în momentele grele descoperim că există Dumnezeu sau că avem nevoie de ajutorul divin, ci acel element constant care ne caracterizează viața ne ajută să vedem că, în ciuda greutăților, noi putem merge mai departe și putem ieși din anumite situații dificile. Și pentru că am vorbit de laici, am vorbit de persoane consacrate și preoți, evident trebuie să vorbim și despre excelența voastră și îndrăznesc să vă întreb pentru ce se roagă înalt preasfinția voastră. Da, episcopul este, spunem, în fruntea poporului unei dieceze, dar simte și cu Biserica Universală. Intențiile, sigur, ale episcopului trebuie să fie de respirație universală. Sigur că sunt atent la toate evenimentele pe plan mondial, la toate evenimentele Bisericii Universale Catolice, la evenimentele din țară, la fiecare dieceză, fiecare parohie, fiecare congregație, fiecare, eu știu, comunitate mică, își face loc în rugăciunea episcopului. Preoți, călugări, bolnavi, oameni, poate, care în acea zi mor. Încerc așa dimineața, când fac intenția bună, în câteva minute, să trec în fața ochilor toată panorama lumii, ajungând până la cel mai mic cătun din arhidieceză. Și dacă e să vorbim pe plan personal, ce-și dorește înalt preasfințitul Aurel Percă pentru propria persoană și pentru propria devenire? Devenire puțin, sau nu știu dacă trebuie să spun devenire. Doresc să rămân un păstor adevărat, aproape de oameni, să slujesc cu bucurie mai departe pe Dumnezeu, să ofer tot ceea ce pot face pentru biserică și să-i văd pe toți cei care colaborează cu mine, preoții, ca adevărați frați care urmărim același ideal, mântuirea sufletelor. Nu este alt lucru mai frumos în viața unui preot decât să lucreze pentru mântuirea sufletelor. Dar această lucrare se desfășoară prin împlinirea corectă și fidelă a datoriilor stării proprii, ca episcop, arhiepiscop sau preot, călugăr și așa mai departe. Și pentru că am început emisiunile noastre raportându-ne la importanța mijloacelor media în apropierea de credincioși, v-aș ruga înalt preasfinția voastră pe finalul emisiunii să le adresați un mesaj persoanelor singure, persoanelor care nu-și găsesc alinare decât poate de multe ori venind la o slujbă, întâlnind un simplu om pe stradă care le adresează un cuvânt de bună ziua sau ce mai faceți. Știu de această suferință enormă a persoanelor care sunt izolate, care nu au pe nimeni, uneori boala, alteori lipsurile materiale,
și își găsesc o consolare atunci când pot auzi un radio, RCS FM, sau pot privi câteva imagini, cei care au un televizor și pot identifica canalul pentru Angelus TV, cât de mult contează să vadă și să se conecteze la viața bisericii. Îi ajută foarte mult, pentru că acea formă de a intra în contact cu lumea prin mijloacele de comunicație îi ajută să se ancoreze în realitate și să știe ce se petrece și mai aproape și mai departe, dar să știe că există o mare familie care se roagă, care se jertfește, care merge mai departe în ciuda dificultăților. Și de aceea eu mă adresez la toți cei care ne ascultați din casele dumneavoastră, din spitale, aflându-vă în situații în care poate nimeni nu vă deschide ușa, să aveți mereu bucuria și curajul că o biserică întreagă este în comuniune cu dumneavoastră, că acele momente de suferință sau de rugăciune parcă făcute și nu le aude nimeni, totuși sunt în împreună cu toți ceilalți, marea familie a lui Dumnezeu, care poate fi parohia, poate fi dieceza, poate fi întreaga țară, poate fi Biserica Universală. Și vă spun curaj, pentru că aceste momente astăzi, sigur, sunt ușurate de această formă de a primi Evanghelia, vestea cea bună, prin radio și televiziune. În al preasfinția voastră, vă spun pe final de emisiune că ne dorim să rămânem și noi înrădăcinați și întemeiați în iubire și vă mulțumim pentru maniera în care reușiți să ne adunați în jurul acelui ideal și anume acela de a fi buni creștini. Și dacă de multe ori ne mai abatem poate de la această cale, vă mulțumim și că întotdeauna găsiți metodele potrivite să ne arătați cu blândețe calea înapoi spre brațele Mântuitorului. Sigur că îmi place totdeauna să mă refer când vreau să fac o încurajare la acest motto al meu episcopal, să rămânem mereu înrădăcinați în iubire. Iubirea, dacă ne gândim la imnul iubirii a Sfântului Apostol Paul, trece peste toate și ne ajută să învingem toate. Iubirea, într-adevăr, ne unește, dar ne și oferă garanția că Dumnezeu ne iubește, că suntem iubiți de Dumnezeu și putem trece peste orice. Noi suntem, sigur, trecători pe acest pământ. Nu avem pretenția să rezolvăm problemele și nici nu avem cheia sau la toate problemele, dar un lucru facem, că mergem împreună. Și vreau să spun un cuvânt, că suntem și în perioada în care biserica este în perioada sinodului. Sfântul Părinte care ne amintește că, de fapt, sinodul înseamnă a merge împreună. Mergem împreună, da? Episcopi, împreună cu Sfântul Părinte Papa, preoți, călugări, laici, fiecare cu misiunea sa. Și eu cred că în această barcă în care mergem împreună este Iisus, păstorul nostru suprem. Ceea ce trebuie să ne încurajeze. Așa văd viața și cred că așa trebuie să o privim atunci când apar valurile vieții, valurile care sunt uneori puternice, alteori mai liniștite, dar mergem împreună, a călătorii împreună. Vă mulțumesc, Înalt Preasfinția voastră, pentru acest timp petrecut împreună, spre folosul și bucuria celor care ne ascultă. M-am bucurat și eu și transmit un salut și o binecuvântare specială tuturor ascultătorilor Radio RCS FM și telespectatorilor Angelus TV, invitându-vă totdeauna, să, așa cum o fac la, când celebrez liturghia, să fim mereu în comuniune de rugăciune și astfel putem să realizăm lucruri frumoase. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Maica Domnului să vă ocrotească pe toți cei care sunteți aproape de noi. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Nicoleta Timaru. Vă aștept și săptămâna viitoare la interviul săptămânii. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCS FM.